Liviu Dragnea încearcă să iasă din nou din închisoare. Fostul lider al socialdemocraților va face o nouă cerere de eliberare condiționată la Curtea de Apel București. Avocații săi spun că sunt șanse mari ca acesta să scape de condamnarea de 3 ani și jumătate cu executare primită în dosarul angajelor fictive de la DGASPC Telorman. Colega noastră, Roxana Ciucă, are toate informațiile. Bun găsit, Roxana! Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Fostul lider al socialdemocraților, Liviu Dragnea, își joacă o nouă carte săptămâna viitoare în fața magistraților de la Curtea de Apel din București. Dragnea încearcă să scape de condamnarea de 3 ani și jumătate de închisoare cu executare, o condamnare primită în dosarul angajărilor fictive de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Telorman. Sunt foarte multe astfel de solicitări, de contestații la executare depuse de Liviu Dragnea, cel puțin în ultima perioadă, însă de data aceasta, potrivit avocaților fostului lider, se pare că sunt foarte mari șanse ca Dragnea să părăsească penitenciarul Rahova și să meargă acasă alături de iubita sa Irina, unde l-așteaptă și copiii săi, pentru că au o strategie foarte bine pusă la punct. Mai mult decât atât, încă de la începutul anului, Dragnea a muncit la garajul penitenciarului, ba mai mult decât atât, a avut și anumite recompense, s-a purtat frumos și avocații spun că sunt mari șanse ca acesta să scape de închisoare. Vedem cu exactitate ce se va întâmpla de acum încolo și dacă Liviu Dragnea va reuși sau nu să iasă de la penitenciarul Rahova.